Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele 7 maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Cine a furat gloria? Gata! Încă 3 picături și formula va fi perfectă! O picătură pentru recunoștință, alta pentru celebritate și încă una pentru glorie! Oh, ce neîndemânatic sunt! Nu voi termina niciodată! Iarăși dumneavoastră, domnule senator! De ce întotdeauna gloria cade asupra oamenilor ca dumneavoastră? Germane, Eliot, deoarece te fascinează într-atât gloria, vei afla cât de iluzorie poate fi ea. Tot orașul este aici. Îți dai seama, Oscar? Faceți loc! La o parte! Vedeți că vine trenul! Hei, ia uitați-vă la ăsta! Ce e cutia aia de brânză? Pentru care agent lucrezi? Mătărăilor, cutezați să râdeți de mine? Nu știți cu cine aveți de-a face! Bună ziua! Dragă domnule senator Tabar, plăcerea mea de a vă întâmpina este asemenea unui vârf de munte înzăpezit, profundă asemenea unei crevase. Da, da, gata cu discursul, Rudolf, gata! Bine ați venit în orașul nostru, atât de minunat, doamnă! Pe aici, domnilor fotografi! Știi ce face el aici? Senatorul Tabar ne onorează cu vizita sa pentru a inaugura o statuie a unui strămoș în piața din Providence. Va fi interesant. Stați puțin, domnule senator, o fotografie pentru ziar. Să nu uităm pe cei care votează. Aici, domnule senator, un zâmbet frumos, vă rog! Domnule senator, domnule primar! Dumnezeule, ce-i șmecheria asta? Ia să vedem cum vei ieși din această încurcătură, Oscar. Dar ce s-a întâmplat? Vino să vezi. Un nou mister. Așadar, se înceapă ancheta. E suficient pentru o analiză bună. Ne vedem la Stanley mai târziu. Acordă-mi puțin timp și o să mă documentez. Baltazar, te aștept la primărie cât mai repede. Dar domnule Rudolf, trebuie să... Baltazar, niciun dar e o urgență. Mm.
Aici suntem feriți de privirile indiscrete. Fir ar să fie, ce circul acesta și apoi de ce trebuie să porte șarfă, mă sufoc. Mâna mea, ce groaznic, faceți ceva. Unde este mâna soției mele? Am venit să dezvelim o statuie și cădem în plină epidemie. Dar ne putem face o imagine bună. Nici vorbă, Rudolf, oraș de degenerați. Să rezolvi imediat problema aceasta, altfel cariera ta este terminată, distrusă. Baltazar? Cine se crede ăsta? Fă asta, fă aia. Tot timpul numai ordine și încă din cele mai puțin plăcute. Ce face acolo? Zici că victimele se șterg câte puțin, nu? Da, așa e. Iată. Misterele invizibilului. Iată răspunsul la problemele tale, Oscar. Legenda Atlanților. A cui? A fost o civilizație veche de pe insula Atlantida. Insula a dispărut într-un cataclism misterios. Dar ce legătură au atlanții cu oamenii care se șterg? După părerea lor, când corpul unei persoane dispare, înseamnă că i s-a furat imaginea. Poate că asta s-a întâmplat în Providence, dar cum și de ce? Așadar, mai râdeți de mine? Nu mai râdeți, nu-i așa? Și încă nu ați văzut totul. Va fi capodopera mea! Doctore, e o catastrofă! Suntem disperați! Vă rog să rămâneți calmi! Eram sigur că așa e. Încă o lovitură de-a lui Oscar și ai săi. Sunt săruri de argint. Din asta se face pelicula fotografică. Deci e un fotograf? Dar care au fost cel puțin 12 la gară? N-am făcut niciun progres. Se aude din piață. Unde a dispărut netrebnicul? Pe aici. Așadar, fotografiază orice. Iată-l, sunt sigur că el e la originea acestei epidemii. Da, dar cine e el? Cum de poate șterge oamenii cu o cutie veche? De ce nu merge? Hei, îmi strivești piciorul! Care picior, doamnă? Nu! Acum e reglat bine. Micuții mei, zâmbiți, vă rog! Nu vă mai mișcați! E pentru posteritate! Am ratat! Domnul este cam lent. Îl vom lua prin surprindere și... Repede ne va scăpa! Ochii aceștia, privirea asta, ce imagine! Vreau să o imortalizez! Băzea! Adio, chip angelic! Ei, Oscar, te-ai cam zăpăcit. Piatra una e de la poporul Irian Java din estul Noii Guinee. Sunt sigur că a șters-o.
O vom lua iar de la capăt. Unde e Martin? Aici! Poți să ieși, pericolul a trecut. Nu sunt fricos, ci doar prudent. Prieten, cred că avem o pistă. Haideți! Nimic nu mă mai poate opri. De pe înălțimea munților celești, numai vulturul poate contempla soarele și gloria. Uite, numerele s-au șters, dar cred că e vorba de un negativ cu o sensibilitate extrem de rară. Ce părere ai? Deci? Recunosc pelicula asta, urmați-mă! A? A? Ce e asta? O fotografie ratată. E ca cea de la Stan Lee, el vorbea de o imagine a atlanților. E o fotografie ce seamănă foarte mult cu ce avem acolo. S-o văd! E de la un concurs fotografic de amatori. E o mică bijuterie semnată de domnul Elliot. Fatiserul? Exact! Sunt ani buni de când se ocupă de fotografii. Hai să-i facem o mică vizită lui Elliot. Cariera ta e terminată, Rudolf! Terminată, ai auzit? Ce ciudat! Nu-mi mai simt mustața! Normal! Nici nu mai există, dragul meu! Ce ar fi să vă arăt diapozitivele din călătoria mea în Bora Bora? Ar fi frumos, nu? Nici nu-mi lipsea altceva. Haina mea cea bună! Foarte apetisant! Să mergem! Ce capodoperă! Victorie! Sunt un artist fericit! Operația a reușit! Cum? Un intrus? Nu-mi plac curioșii, dar acesta vine exact la timp. Ei bine, vei fi cel mai bun subiect. Uitați-vă la perete. Suntem pe drumul cel bun, prieten. Nu cumva faci aluzie la secretul din Providence? Așa se explică totul. Aparatul foto, pozele voalate și oamenii care dispar încetul cu încetul. Și Elliot? Unde e? Fără îndoială, e ocupat cu developarea noilor clișee. Haideți! Unde să mergem? Ați auzit? E aici, în spatele peretelui. Trebuie să fie un pasaj aici. Stați, e ceva aici. Uite. Frigiderul? Nu! E din tot, nu se mișcă deloc. Ajutor! Pe aici, acolo, e cineva. Iar am greșit doza.
locotenentul Baltazar. Haideți, dați-mi mâna. Nu, totul trebuie să rămână secret. E prea devreme. Nu, asta nu! Închideți ochii! Nu vă uitați la lumină! Nimeni nu mă va opri să-mi îndeplinesc destinul! Plafonul! Ne va zdrobi ca pe niște alune! Nu intrați în panică! Trebuie doar să oprim mecanismul! Martin! Ei, asta-i bună! Acesta e sfârșitul, mamă! În sfârșit am scăpat de ei! Să-mi reiau ascensiunea către glorie! Dar a rezistat? Un obicei care ne salvează viața. Am primit toiagul de la un șef de trib. E din lemn prețios, dar foarte solid. În mare, suntem salvați. Așadar, sunt foarte aproape de glorie. Arată ca un seif adevărat. Și ca strandul municipal. Nu mă credeți, dar apa e prea rece pentru mine. Nu mă las eu învins așa ușor. Am știut de la început că sunteți complicii acestui individ. Apropiați-vă ca să vă leg. Scoateți-mă de aici! Cum? Iarăși? M-am săturat! Iată și minunata plajă din Bora Bora, ce nisip fin, un adevărat deliciu! Fascinant! Mă rog, puțin știu că scoicile sunt lustruite de apa mării, e un dute vino constant! Gata cu tergiversările! Am să convoc presa lângă statuie! Ești un om terminat, domnule primar! Nu, Baltazar trebuie să vină, vă jur, vă implor! Vă implor să mă scoateți de aici! Bine, recunosc, m-am înșelat! Baltazar, spune ceva! Ați venit să vedeți colecția mea? Toate aceste cutii conțin fotografii inedite. Imagini imortalizate cu ajutorul acestui aparat special? De unde și sărurile de argint pe care le-am găsit? Astfel vreau să-mi păstrez modelele. Modele? Mai degrabă victime. Victime? Cu developatorul și fixatorul meu pot idealiza aceste imagini și astfel vor fi imortalizate. O mare invenție pentru glorie. Pentru gloria ta personală. Mă rog, voi arăta aceste capodopere lumii întregi. Nu! Ba da, vin o să-ți imortalizez pentru totdeauna chipul. Stai așa, îți arăt eu ție. Oscar! Nu! Stai, nu mișca, zâmbește, te rog! Nu! Nu! Nu mă lăsați! Știi ce ai de făcut? Dă-le drumul! Nu! E invenția mea! Nu înțelegi! Nu prin sechestrarea celorlalți se ajunge la glorie! Dă-le drumul! Ah!
magnific! Domnule senator! Domnule senator, priviți! Sunteți vindecat! Da, da! Oh! Nu destul de repede! Aveți dreptate, e groaznic. Nu știu, nu știu ce m-a apucat. E fotografia statuii senatorului Tabar. Orașul Providence se poate mândri cu talentul și creativitatea sa. Aplauze pentru această capodoperă ridicată în memoria ilustrului strămoș al senatorului Tabar. Baltazar! Recunoști că e plăcut să fii celebru toată viața, nu? Glorie? Da. Dar numai cu o condiție. Să descoperi secretul din Providence. Poate că într-o bună zi vei avea ocazia, Oscar. Cine știe? Au dublat în limba română actorii Daniel Vulcu, Andrian Locovei, Iona Burdan, Ana Maria Vlad, Doru Fârte, Ileana Iurciuc, Alexandru Rusu, Rin Tripa, Petre Ghimbășan, Richard Balin. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Regia Ileana Iurciuc și Iona Burdan. Dublajul a fost realizat de Zon Studio Oradea.